Astă seară, ca să nu vă las așa pe uscat, o să vă arăt o încălzire sau exercițiu pentru încheieturile mâinilor. L-am învățat pe vremea când făceam Aikido și m-a ajutat enorm, mai ales când m-am apucat mai târziu de box și am avut o afecțiune în zona asta, a încheieturii, și mă dorea exagerat de tare. În primul rând, ca și sfat, le puteți înmuia în apă călduță cu sare sau sare din Marea Moarte din DM. Așa. Și... Să-i dăm drumul. O să-mi ia ceva să mă obișnuiesc să vorbesc singur, doar eu cu camera. Așa, primul exercițiu o să fie în felul următor. Palma în dreptul nostru, venim cu policele de la mâna opusă, apăsăm pe degetul mic aici și tragem înspre noi. În felul ăsta apucăm, puteți pune pe pauză videoclipul. Bun, spre interior. Facem cam 10 repetări pe fiecare mână. Putem face două serii în total. Când schimbăm mâna, la fel, palma spre fața noastră, venim cu policele pe degetul mic și tragem înspre interior. Bun. Mergem mai departe. Palma spre cameră o ținem acum, sau spre exterior. Venim cu mâna cealaltă deasupra, în felul următor. Așa. Și extindem, facem extensie completă a brațelor, întindem brațele la maxim, se duce ușor spre tavan, spre cer, cum vreți voi. Bun. Schimbăm mâna, tot așa 10 repetări, două serii, apucăm de deasupra. Extensie completă, simțim o tensiune în antebraț, cot, chiar și umăr, se întind brațele la maxim. Foarte util. Mai ales dacă urmează să punem presiune pe articulații, executând exerciții de forță, cum ar fi împins la bancă sau orice fel de alt exercițiu care ne solicită foarte mult încheieturile mâinilor. Bun. Un alt exercițiu ar fi acesta. Am cotul la unghi de 90 de grade, palma îndreptată în față, vin cu cealaltă mână și o îmbrățișez, policea este în sud, aici, jos. Vom apăsa pe palmă și tragem înspre noi, în felul acesta, da? Mișcarea este perpendiculară pe corp, paralelă cu sorul. Apăs până simt o tensiune aici. Nu trebuie să doară, trebuie doar să simțim o tensiune mică. La fel și pe cealaltă mână, unghi de 90 de grade și cotul, atât cât și palma. Și tragem spre interior, spre noi. Perfect. Și ultimul exercițiu pe această seară, 4 în total, dacă nu mai așa. Palma la orizontală, paralelă cu solul și venim cu cealaltă, o îmbrățișăm din nou. O tragem jos de palmă până când cotul ni se ridică și umărul se ridică. Bun. Și tragem în jos tot brațul, se întinde, simțim tensiune până în umăr. Tensiunea se simte și în antebraț și în biceps. Facem ca un arc de cerc. Mișcarea este un fel de arc de cerc. 10 repetări pe fiecare mână, două serii. La fel și pe mâna cealaltă, palma în sus. Și tragem în jos de palmă, se întinde brațul. Bun. Cam atât pentru astă seară. O să încerc să fac live-uri din sală, eventual, cu diverse corecturi, începând de mâine dimineață. Și o să vă filmez neapărat și în detaliu niște exerciții pentru coloană, pentru dureri de spate, începând de mâine. Vă doresc o seară frumoasă, să dormiți bine, să visați frumos și să începeți mâine ziua cu un zâmbet larg pe buze. Vă pup!